Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor NCN. Astăzi am venit la medicul specialist în chirurgie estetică, Laura Sita. Bine v-am găsit! Bună ziua și bine v-am găsit! Pentru a discuta de problemele cu care se confruntă proaspetele mame după ce nasc. Spuneți-mi, vă rog, care sunt problemele de natură estetică ale proaspetelor mămici? Bună ziua! Principalele probleme cu care se confruntă femeile după naștere sunt în principal legate de pierderea calității pielii, pierderea acelui tonus a pielii cu care suntem obișnuite în tinerețe și mai ales înainte de sarcină. Datorită faptului că în timpul sarcinii pielea se destinde foarte mult, fie că este vorba de abdomen, fie că este vorba de sâni, dar și în alte regiuni ale corpului, deoarece marea majoritate a pacientelor iau un pic mai mult în greutate decât ar trebui. După naștere, când se pierde acel surplus și de la nivelul sânilor și evident de la nivelul abdomenului, rămânem cu o piele fără tonus, cu care nu mai știm ce să facem. Dacă la nivelul abdomenului, odată cu retragerea uterului și contracția uterului, pielea își revine oarecum sau își revine mai repede la vârstele mai tinere sau la pacientele care n-au avut așa de multe sarcini, adică la prima sarcină, la pacientele tinere, ne putem aștepta ca pielea să se contracte și să ajungem aproape undeva unde am fost înainte de sarcină. Ce facem cu pacientele mai în vârstă? La pacientele mai în vârstă, la pacientele cu sarcini multiple sau cu sarcini gemelare, deja acolo pielea, la dânsele, o să vedem că începe să apară și vergeturi, adică niște fibre de colagen și de elastină care există în piele se rup. Alea nu se mai pot reface niciodată și chiar dacă pielea se contractă și după naștere, vom rămâne cu acele vergeturi. La nivelul sânilor, la fel, în timpul sarcinii, sânii se umflă, marea majoritate a femeilor fericite câștigă câteva cupe în volum. Din păcate, după sarcină și mai ales cele care alăptează și după ce termină alăptatul, își pierd volumul și chiar de multe ori se pierde mai mult decât volumul pe care l-au avut înainte. Ferice de cele care au avut sâni mai mici. Cele care au avut sâni mai mici înainte, hai să zicem că uneori revine cum a fost înainte și dacă nu sarcini multiple, putem avea un rezultat estetic foarte bun fără să facem nimic. Dar la cele care au avut sâni mai mari, cele care au alăptat mult sau au avut sarcini multiple, deja că pielea nu mai are de unde să-și revină și nu mai are forță și atunci o să avem acele mănuși lăsate undeva ca un sân gol în care nu mai este nimic și numai o pungă de piele care nu mai susține nimic. Acum bănuiesc că vreți să mă întrebați ce o să facem cu ce putem face cu structurile acestea și cum le putem îmbunătăți. Exact, ce putem face? Dacă vorbim de vergeturi, pentru vergeturi sunt o grămadă de soluțiile, acelea de creme, bune, nebune, par să fie utile, vi le recomand, pielea trebuie să fie hidratată. În principal, hidratarea pielii nu ține de doar de creme, ci și de aportul de lichide pe care îl avem, un aport constant de lichide, să fim hidratați tot timpul, asta e ceea ce îi trebuie pielii și ceea ce o face sănătoasă. Ce facem cu excesul de piele? Pe excesul de piele pe care le avem la nivelul burții, dacă undeva la 6 luni după ce ne-am oprit din alăptat sau după naștere, nu suntem mulțumiți de aspectul nostru, doar din momentul acesta încolo ne putem gândi să facem ceva. În primele 6 luni după naștere sau după alăptat, pentru pacientele ce alăptează, nu putem face nimic, deoarece încă hormonal și schimbările de greutate nu s-au oprit. Ce se poate face la nivelul abdomenului este acea binecunoscută de toată lumea, abdominoplastină, care nu este o operație foarte invazivă în care se elimină acel surplus șorț, acela de piele ce rămâne în plus. Pe lângă faptul că pielea rămâne în plus la abdomen, mai avem și niște mușchi, acele pătrățele date de drepții abdominali. Drepții abdominali, datorită faptului că am avut o sarcină, se destind, adică se îndepărtează unul de altul, nu mai stau apropiați. Și între ei este un ligament care îi ține. Ligamentul ăla nu mai are capacitate, nefiind un mușchi, să se retragă. Și atunci avem foarte multe femei care, chiar dacă n-au un surplus de piele, au acea senzație de balonare, ca și cum sunt tot timpul balonate și nu au, de câte ori mănâncă, e ca și cum ar avea o mică hernie, să zicem. Vorba zice hernie, că nu e o hernie, ci o relaxare a unei aponevroze. Ce se poate face în cazul acesta, totodată cu abdominoplastia? Mușchii acestea se readuc la poziția inițială și atunci îi redăm corpului forma aceea de clepsidră și pierde acea balonare, că de fapt nu e o balonare, că este o pierdere a rezistenței unui perete anterior al abdomenului. La nivelul sânilor, ce putem face? La nivelul sânilor sunt mai multe categorii. Sunt categoriile
care au optoză, că asta înseamnă când sânii sunt lăsați, că avem optoză mamară, când e o optoză moderată sau ușoară, în funcție de cât e de lăsat mamelonul față de sân, dacă este sub șanțul inframamar, mai jos de șanțul inframamar, cât de grav este lăsat, avem diferite tehnici de reconstrucție. În general, cele care au optoză ușoară și doresc un volum mai mare al sânilor, putem repara această problemă doar cu implante mamare. Cele care au, le-a rămas și un volum al sânului și sânul este căzut, care își doresc doar o ridicare de sân, dacă avem cu ce modela, este indicat un lifting mamar, o ridicare a sânilor fără implant mamar. Acesta e o operație preferată de foarte multe femei, mai ales care au încă o structură glandurală bogată și niște sân destul de mari. Uneori se combină ambele metode, că nu, dacă este foarte lăsat sânul, trebuie să facem și un lifting și o augmentare mamară. Se mai poate alăpta? Legat de faptul dacă putem alăpta sau nu ulterior, dacă e indicat să le facem între două sarcini. Păi ideea este, dacă știți că vreți o sarcină în următorii ani, să nu faceți aceste operații decât după ce ne oprim. Că dacă ne facem niște operații și în anul următor vrem din nou să rămân gravidă, nu este nicio indicație. Este chiar o contraindicație de a face aceste operații. În schimb, dacă faceți operație de augmentare mamară acum și peste 5 ani, 10 ani, o să aveți un copil, în general implantele mamare se pun sub mușchi, sub niște mușchi și nu interferează cu structura glandurală a sânului, ceea ce înseamnă că nu în mod normal nu ar fi nicio problemă să putem alăpta ulterior. Și în cadrul liftingului? În cadrul liftingului acolo sunt mai mult afectate, deoarece trebuie să remodelăm și din structura glandurală. Rămâne o parte din glandă, dar o parte din glande și din canalele glandulare stăiate. Și atunci în cadrul liftingului este șanse mai mari să nu putem alăpta ulterior. Se poate încerca, nu se strică nimic, să zic așa, la o operație dacă se încearcă, dar există șanse mult mai mari să nu se poată alăpta datorită faptului că, spre deosebire de implant pe care îl punem doar sub muș și nu umblăm la glandă, aici trebuie să remodelăm glanda și să o ridicăm pentru a readuce sânul la poziția inițială. La cât timp după naștere se recomandă vizita la chirurgul estetician? La 6 luni după naștere, dacă nu alăptăm, sau la 6 luni după alăptare. Ceea ce e din nou important, în afară de astea 6 luni care sunt minime, este o stabilizare a greutății, adică undeva la 3 luni de zile după astea 6 luni, în aceste 6 luni, dacă s-a întâmplat în ultimele 3 luni, să avem o greutate stabilă. Adică să nu ne mai dorim să pierdem încă 10 kg în plus, pentru că nu are nicio utilitate să facem o operație dacă în continuare dorim să slăbim, pentru că din nou structurile și pielea se modifică. Deci trebuie să avem o greutate stabilă cel puțin 3 luni și să avem minim 6 luni de la naștere sau 6 luni de la alăptare. Influențează hormonii dorința de a fi iar suplă? Tocmai în răspunsul vine și din faptul că oricum așteptăm aceste 6 luni. Prin acea depresie, baby moon, care apare după naștere, e în general în primele săptămâni, prima lună, nu sunt tardive. Uneori unde ne punem problema că vine dintr-o depresie sau că ar fi o depresie sau că ar fi o patologie psihologică sau chiar psihiatrică asociată, indicăm pacientelor să facă un consult psihologic înaintea unei intervenții chirurgicale. Ce înseamnă ideal din experiența dumneavoastră? Doamnele vor să fie ca înainte de sarcină sau au modele din revistele Glossy? Să știți că nu au modelele revistelor, nu au modelele ce le avem noi, din păcate, la televizor toată ziua. Își doresc să revină cum au fost ele. Marea majoritate a femeilor, că nu mai sunt fete de 20, de 18 ani unele, își doresc să fie cum au fost înainte și doresc să-și facă lucrurile astea pentru ele și pentru a-și ridica stima de sine și pentru a se simți ele în continuare femei și a nu se simți complexate sau marginalizate social datorită faptului ca un corp care nu mai corespunde oarecum vârstei lor mentale sau stărilor de spirit. Ce ne puteți spune despre recuperare? Perioada de recuperare, să știți că nu este chiar așa grea. Sunt undeva, multe femei își reiau activitatea undeva la o săptămână, două săptămâni după operația asta, dacă nu avem o activitate fizică intensă. Dacă, într-adevăr, dacă avem o activitate fizică, trebuie să ne gândim undeva la o lună. În schimb, o activitate de birou nu este nicio problemă, undeva la o săptămână, 10, chiar 2 săptămâni de la operație, lucrurile revin la normal. Deci mama poate reveni în sânul familiei rapid. Exact.
Exact. Acum o să fie mici greutăți cu ridicatul copilului la început, cu, mai ales dacă optăm pentru abdominoplastie, nu-i voie să ridicăm greutăți. Acest lucru, într-adevăr, asta va trebui să înțelegem undeva la 3 luni de zile, mai ales dacă se face și operația de reapropiere a mușchilor abdominali, atunci avem nevoie, oricum avem un corset care ne susține, care este obligatoriu să-l purtăm în perioada postoperatorie, dar nu putem ridica copilul ca și înainte în primele 3 luni după operație. Vă mulțumim foarte mult pentru toate informațiile pe care le-ați oferit astăzi. Eu vă mulțumesc și oricând vă așteptăm cu drag aici la noi pentru diverse informații despre înfrumusețare, despre reconstrucție, despre redarea stării de bine. Cu siguranță vom mai veni. Iar noi, dragi telespectatori, să ne revedem sănătoși!